Oh my profesoara god. De șef. Uite, bun. Uite cum mă atinge cu limba. Hai, hai, iau. Diana, eu vreau să fiu la tine. Nu ești tu. Inima mea tremură acum. Parcă mai curajoasă. Nu ți era frică? Îi simt limba. Ce nu fac vedetele noastre pentru încă puțină atenție? De exemplu, Diana Rotaru și Mariana Mihailă, blonda și bruneta, întruchiparea curajului la feminin, au reușit să îmblânzească un șarpe enorm. Cel puțin așa spun ele. Nu știu ce credeți voi, dar eu nu le cred. Acest botic trebuie să-l sărut astăzi. Nu știu cum va ieși, pentru că limba șarpelui e bifurcată, a mea e întreagă. Eu cred că este o idee foarte inspirată. Să da. Ne fotografiem împreună cu un șarpe, deoarece vine anul șarpelui și zic eu că vă ieși niște fotografii foarte, foarte originale. Pline de emoții, cu genunchii tremurând, Diana, Mariana și bărbatul dintre ele, Anatol Melnic, au coborât în studio și au întins șarpele pe umeri și au început ședința foto. În viața mea când, uite, într-adevăr ating un șarpe, recunosc că am emoții. Ideea a venit, de fapt, de a face această ședință foto cu șarpe pentru a îmblânzi această fobie a mea de șerpi, de reptile. Da, arba verde. Bă, aici nu puneți vorbile noastre, aici puneți mai... Cum să nu puneți? Da, dar sunt cele mai interesante pierdele din această ședință foto. Oare nu este clar? Și așa precum vine anul șarpelui de apă, le dorim tuturor în noul an al șarpelui să înoate mai mult și să aibă alături șerpi înțelepți, pentru că șarpele semnifică și înțelepciune.